Felicitări pentru victorie, 6-0 la debutul în Superliga. Cum a fost pentru voi primul meci din acest sezon? Bună seara, cum să fie? Foarte bun meciu. Se vede că ne-am unit, că avem aproximativ aceeași echipă de anul trecut și începe să se lege jocul și vrem să fim cât mai sus. Două goluri în această seară pentru tine, unul spectaculos. Ce ți-au zis colegii? Da, ce să zic, antrenorul mi-a zis, cum am intrat, mi-a zis că o să dau gol. Mă bucur că am marcat, dar mai important e că am câștigat. Am văzut că după ultimul gol ai făcut semn pe bancă, zis că așa se șutează, nu? Da, a fost o glumă între colegi. Ați câștigat Cupa Bucureștiului în vară, care sunt obiectivele pentru sezonul ăsta? Obiectivele, cum am spus și mai devreme, e să terminăm cât mai sus, să prindem play-off-ul și vom vedea pe parcurs. Cum e nivelul la Superliga? Din an în an e mult mai bun, toate echipele vor să joace mai bine și își aduc jucători cât mai experimentați. Eu zic că evoluează din ce în ce mai bine. Le-a stricat debutul celor de la Electric, vă așteptați să fie la fel de greu, sau mă rog, la fel cum a fost astăzi, la fel de ușor și de acum încolo, sau e mai greu cu echipele obișnuite cu Superliga? Niciun meci nu e ușor. Noi trebuie să le luăm în parte și să dăm tot ce avem mai bun de la început. Obiectivul tău personal care e? Să ajut echipa să câștige fiecare meci. Bun, succes atunci. Mulțumim, seară bună.